Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Tercolu, care a fost în fața camerelor pentru filmul comercial, a avut momente amuzante în timpul filmărilor. Tercolu a spus despre îngrijirea pielii: datorită muncii mele, îmi petrec o parte semnificativă a zilei machind. Pentru mine este important ca produsele de îngrijire pe care le folosesc să fie în armonie cu pielea mea, pentru a-mi păstra pielea vie și vie. Aspect sănătos. El a continuat: nu a existat niciodată o producție care a acceptat să fie regizată de factori externi sau de alții. Îmi place să trăiesc o viață obișnuită și simplă. Faptul că munca mea este cunoscută și apreciată mă face să mă simt foarte mulțumit din punct de vedere profesional. Simțul responsabilității care vine cu el mă împinge să trăiesc mai conștient și să mă schimb într-un mod pozitiv. În acest sens, cooperarea cu acest brand este foarte valoroasă pentru mine. Putem spune că Slatercolo a făcut un pas foarte bun în carieră cu această reclamă. S-a aflat că există multe companii de publicitate și oferte de filmări de reviste în urmărirea frumoasei actrițe. Cu toate acestea, frumoasa actriță a primit o astfel de ofertă, încât fanii ei vor fi foarte mulțumiți de această ofertă. Potrivit acuzațiilor, Slatercolo a primit o ofertă de la celebrul prezentator Brahim Selim de a participa la spectacolul său. Brahim Selim, ale cărui bilete s-au vândut în fiecare săptămână pe scena Zorlu PSM în ultimul sezon și care a reușit să ajungă la milioane de telespectatori pe canalul de YouTube al Zorlu PSM. Pe lângă spectacolul plin de culoare al lui Brahim Selim, un invitat surpriză va participa la spectacol în fiecare săptămână, acoperind publicul cu muzică, stand-up, umor și subiecte de actualitate. Te așteaptă momente pline de distracție care ating toate aspectele culturii. Tonight with Brahim Selim, care se află în fața publicului în fiecare luni la 100 Studio, poate fi vizionat digital pe canalul de YouTube al Zorlu PSM în fiecare miercuri, așa cum a fost în sezonul precedent. Invitația lui Slatercolo la spectacol, la care au mai participat mulți actori precum Serena Isarcaia, Hande Ercel, Cem Yılmaz, Cemre Baysel, Kerem Bursin, a încântat pe toată lumea. Urmărirea lui Brahim Selim și Slatercolo pe rețelele de socializare nu scapă atenției. Este una dintre știrile că Slatercolo a acceptat oferta. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!